De ce cred într-un Dumnezeu necauzat? În lumina tuturor dovezilor ce sprijină un început al universului spațiu-temporal, creatorul, cauza acestuia, trebuie să existe în afara universului spațiu-temporal. Dar atunci când se sugerează că Dumnezeu este acest creator, ateii se grăbesc să ridice străvechea întrebare: cine l-a făcut pe Dumnezeu? Dacă totul are nevoie de o cauză, atunci și Dumnezeu are nevoie de o cauză. După cum știm, legea cauzalității este însuși fundamentul științei. Știința este o căutare a cauzelor și această căutare se bazează pe observația noastră repetată că tot ce are un început are o cauză. De fapt, întrebarea cine l-a făcut pe Dumnezeu arată cât de în serios luăm noi legea cauzalității. Considerăm de la sine înțeles că totul are nevoie de o cauză. Atunci Dumnezeu de ce nu are nevoie de o cauză? Pentru că argumentul ateului înțelege greșit legea cauzalității. Legea cauzalității nu afirmă că totul are nevoie de o cauză, ci mai degrabă că tot ce începe să existe are nevoie de o cauză. Dumnezeu nu a început să existe. Nimeni nu l-a făcut pe Dumnezeu. El este necreat. Ca ființă eternă, Dumnezeu nu a avut un început și astfel nu a avut nevoie de o cauză. Dar stai puțin, va protesta ateu. Dacă tu poți avea un Dumnezeu etern, atunci eu pot să am un univers etern. În definitiv, dacă universul este etern, atunci el nu a avut o cauză. Da, din punct de vedere logic, este posibil ca universul să fie etern și deci să nu aibă o cauză. De fapt, există doar două posibilități. Fie universul este etern, fie ceva din afara universului este etern. Întrucât ceva există incontestabil astăzi, ceva trebuie să fie existat dintotdeauna. Și aici avem doar două opțiuni. Universul sau ceva ce a cauzat universul. Pentru ateu, problema este că, deși din punct de vedere logic este posibil ca universul să fie etern, acest lucru nu pare posibil din punctul de vedere al realității. Pentru că toate dovezile științifice și filozofice, la descompunerea radioactivă și argumentul cosmologic alam, ne spun că universul nu poate fi etern. Astfel, excluzând una din cele două variante, ne rămâne doar cealaltă variantă, și anume că ceva din afara universului este etern. Reducând totul până la ultimele sale consecințe, avem din nou doar două posibilități pentru tot ce există. Fie că a existat dintotdeauna și este prin urmare necauzat, fie că a avut un început și deci a fost cauzat de altceva. Reducând totul până la ultimele sale consecințe, avem doar două posibilități pentru tot ce există. Fie că a existat dintotdeauna și este prin urmare necauzat, fie că a avut un început și deci a fost cauzat de altceva. Dar nu poate fi autocauzat, deoarece ar trebui să fie existat deja ca să poată cauza ceva. Numeroasele dovezi de care dispunem ne arată că universul a avut un început, așa că trebuie să fi fost cauzat de altceva din afara acestuia. Trebuie să remarcăm că această concluzie este în acord cu religiile teiste. Numeroasele dovezi de care dispunem ne arată că universul a avut un început, așa că trebuie să fi fost cauzat de altceva din afara acestuia. Trebuie remarcat că această concluzie, deși este în acord cu religiile teiste, ea nu se bazează pe acestea. Ea se bazează pe o logică sănătoasă și pe dovezi solide. Așadar, cum arată această primă cauză? Unii ar putea crede că este nevoie să te bazezi pe Biblie sau pe o altă așa numită revelație religioasă ca să poți răspunde la această întrebare. Dar, din nou, nu avem nevoie de scriptura nimănui ca să găsim un răspuns la această întrebare. Einstein a avut dreptate când a spus: știința fără religie este șchioapă, religia fără știință este oarbă. Știința poate informa și confirma religia, ceea ce și face argumentul cosmologic. Cu alte cuvinte, putem descoperi unele caracteristici ale primei cauze pornind chiar de la dovezi. Doar pe baza acestor dovezi noi putem să știm că prima cauză trebuie să fie, primul rând, existentă prin ea însăși, non-temporală, non-spațială și imaterială. Dar întrucât prima cauză a creat timpul, spațiul și materia, ea trebuie să se situeze în afara timpului, spațiului și a materiei. Adică nu are limite sau este infinită. De asemenea, prima cauză este inimaginabil de puternică pentru a crea întregul univers din nimic. De altfel, este extrem de inteligentă,
ca să proiecteze universul cu o precizie atât de incredibilă. Și de asemenea, această primă cauză trebuie să fie personală, pentru a alege să convertească nimicul în universul material spațiu-temporal. Dar o forță impersonală nu are capacitatea de a lua decizii. Aceste caracteristici ale primei cauze sunt exact caracteristicile pe care teiștii le atribuie lui Dumnezeu. Din nou, ele nu se bazează pe religia sau pe experiența subiectivă a cuiva, ci se deduc din dovezile științifice pe care tocmai le-am analizat și ele ne ajută să vedem o porțiune deosebit de importantă a imaginii de pe capacul cutiei ce conține puzzle-ul pe care noi îl numim viața. De aceea cred ceea ce cred.